În perioada verii crește foarte mult numărul solicitărilor pentru eliberarea de pașapoarte, iar cele mai multe cereri sunt pentru copii, spun angajații serviciului. Astfel, de la începutul anului, din cele peste 6.000 de pașapoarte eliberate, mai bine de 5.000 sunt în lunile de vară. Dintr-un total de 1.354 de cereri înregistrate de la începutul anului până la data de ieri, 5.598 au fost înregistrate în perioada 1 mai-21 iulie 2021, deci cea mai mare pondere este în această perioadă de vară. Din 6.500 de pașapoarte eliberate la începutul anului până la data de ieri, 5.352 sunt eliberate în această perioadă de vară. Pașaportul temporar are valabilitate de un an, costă 96 de lei și se eliberează în 2 săptămâni. Poate fi eliberat și în 3 zile, dar numai în situații de urgență. Pașaportul simplu electronic are valabilitate de 3 ani pentru copiii cu vârsta până la 12 ani și costă 234 de lei. Pentru cei cu vârsta între 12 și 18 ani, valabilitatea este de 5 ani, iar prețul 258 de lei. Iar pentru cei cu vârsta peste 18 ani, valabilitatea pașaportului electronic simplu este de 10 ani și costă 258 de lei. Cetățenii trebuie să se programeze pe platforma epașapoarte.ro. Este o platformă foarte accesibilă, foarte intuitivă. Există și un tutorial acolo care ne învață cum să procedăm. Prezentarea fără programare înseamnă ca noi să decidem ca în locul unei persoane programate să băgăm o persoană neprogramată, ceea ce este total incorrect și inacceptabil. Cât despre documentele necesare pentru eliberarea unui pașaport, acestea sunt puține, mai spune șeful serviciului de pașapoarte, Olt. Cred că este serviciul cel mai accesibil cetățenilor, în sensul că vorbim de un minim de documente. Dacă ne referim la persoana majoră, este nevoie decât de cartea de identitate și de taxa reprezintă contravaloarea pașaportului. Programul de lucru cu publicul este de la ora 8 la 16.30, cu excepția zilelor de miercuri și vineri, când ghișeele sunt deschise până la 18.30, respectiv 14.00.